Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru ziua de 23 februarie, pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Am văzut că vă place acest tip de etalare zilnică. Am să încep să o fac zi de zi, atât cât voi reuși, să spunem așa. Pentru Zodia Berbec, dragii mei, vă recomand să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o. Este gratuit, nu vă costă nimic, dar în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri clare și precise din partea tarotului în etalările viitoare. Și dacă vă doriți o etalare în privat, nu ezitați să-mi scrieți pe adresa de mail și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec, pentru ziua de mâine, vineri, 23 februarie. Pentru toți cei care mă urmăresc, pentru toți cei care s-au înscris la canal, pentru toți cei născuți în Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec, pentru ziua de 23 februarie, zi de vineri, ultima zi din această săptămână și vine weekendul. Haideți să vedem. Au ieșit prea multe, aș dori doar 3 carduri. Într-o Zodia Berbec. Mulțumesc. Ok. A ieșit al doilea card. Da, haideți să vedem. Zodia Berbec. Încă un card, te rog. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. Haideți să vedem. Văd că în această zi vă veți uni cu familia sau veți vorbi cu familia dumneavoastră de origine. Văd că veți fi foarte nerăbdător sau inspirat pentru a rezolva o situație pentru familia dumneavoastră sau cu membrii familiei. Văd că veți avea binecuvântări în casă și în familie și chiar răspunsuri de bine, da? Răspunsuri pozitive, comunicări pozitive. Văd o unitate în familia dumneavoastră și chiar poate cineva va veni în casă, în familie sau văd o reuniune de familie unde va aduce armonie, unde va aduce fericire, unde va aduce momente de bucurie, de veselie. Și văd că vă veți ocupa de membrii familiei dumneavoastră și veți intra în legătură cu membrii de familie, chiar dacă sunt la depărtare de dumneavoastră și văd că va dura această familie sau veți face un proiect pe termen lung în ce privește familia dumneavoastră. Aici văd că veți avea o supărare sau văd că vă veți supăra în ce privește o toxicitate sau în ce privește o restricție, o limitare în ce privește banii. Acolo poate fi o discuție în ce privesc banii, o pierdere sau o supărare sau văd că cineva nu dorește să ofere banii sau ține de bani, o limitare, da? Poate cineva are anumite vicii, dependențe și acest lucru nu vă place, vă va enerva un pic, să spunem așa. Văd zodia Capricorn, zodia Apărat, Scorpion, Pești. Văd că veți avea parte de noi începuturi pe plan financiar. Chiar veți investi bani sau veți păstra bani, văd că veți face economii sau veți intra în legătură și cu persoane din familia noastră sau familia de origine care veți vorbi de bani și de proiecte de viitor sau de investiții de un proiect financiar, dar văd că veți avea parte de stabilitate. Văd că aveți bani puși deoparte, veți primi bani, văd că veți manifesta abundența în viața dumneavoastră în această zi, dragii mei, Zodia Berbec. Și văd semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Haideți să vedem. Veți vorbi de un proiect care va dura pe termen lung, să spunem așa, în ce privesc banii, da? Și văd că veți avea o fericire, o bucurie, dar și un... Văd că cineva aici nu va dori să ofere bani sau ține de bani sau a adus o limitare, o restricție în ce privesc banii și e nevoie să fiți mai indulgenți.
Haideți să vedem ce vă transmit îngerii Zodia Berbec pentru voi, pentru ziua de mâine, 23 februarie. Ok, mulțumesc. Aici cineva trebuie să... Din nou aici și familia, vedeți? Cineva aici trebuie să... este mai rigid și are nevoie să-și vindece inima. Chakra inimii, casa a patra, familia, cum v-am spus, trebuie vindecare. Iubirea este centrul în fie... oricărui lucru. Inima ta este centrul al ființei tale fizice. Este sintonizată mai ales cu iubirea. Dacă iubești și te lași iubit, cu inima deschisă, ești în siguranță, pentru că noi îți vom oferi ghidarea divină și protecția perfectă. Aici cineva este mai rigid și nu dorește să-și deschidă inima, nu-și dorește să... E ca și cum cineva se protejează sau poate fi rigid sau rigidă în ce privesc banii, cum am spus mai devreme. Vi se spune că veți merge înainte cu persoane de la drum, văd că veți face drumuri. Să știi că rugăciunile și așteptările tale vor fi pozitive, sunt ascultate și îndeplinite. Noi am lucrat cu tine în această situație chiar de la început și vom continua să te veghem pe tine și toate persoanele coinvolte în această situație. Mergi mai departe, că mergi pe această stradă pe care tu o mergi, te va duce foarte departe. Deci nu vă lăsați, mergeți tot înainte, da? În ce privesc bucurie. Și văd că veți avea bucurie în familie, cu membrii din familie, da? Văd că această situație în care tu în această zi te vei ocupa are, privește familia ta de origine, rădăcinile tale și văd că vei trăi o experiență emoțională care ai trăit sau vei trăi cu un membru al familiei tale. Noi putem să te ajutăm să înțelegi și să o vindecăm. La nivel mental și emoțional, înconjoară-te pe tine însuși și persoana în această situație cu o lumină albastră, cu efect calmant și cheamă în jurul tău îngerii, deschide de acestor donuri care această situație comportă și permiteți pacea. Vei face pace cu cineva și vei avea parte de bucurie. Da, aveți o senzație magică că totul este posibil, vei fi bucuros și vei aprecia donurile care în fiecare moment va aduce cu el sau cu ea, da? Și îți va permite să atragi și să crezi prezentul și viitorul în cel mai bun mod posibil. Și, dragii mei, vă doresc o zi frumoasă, să ne vedem cu bine data viitoare. Sper că v-a plăcut această detaliere. Bineînțeles, dacă doriți să lăsați un mesaj acolo, va face foarte multă plăcere. La revedere, numai bine pe data viitoare. Haideți să trecem la Zodia Leu pentru ziua de 23 februarie, vineri. Să vedem pentru voi, dragii mei lei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei care s-au înscris la canalul meu, pentru cei care mă urmăresc, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de vineri 23. Mulțumesc! Vi se spune că veți avea o dorință deplinită și văd în ce privește familia sau în ce privește instituțiile sau în ce privește spiritualitatea, credul dumneavoastră. Văd că e posibil aici o persoană din jurul dumneavoastră cu care veți intra în contact în această zi să vă intimideze sau să fie mai, cum să zic eu, încăpățânată și să dorească să câștige cu orice preț. Văd că e o persoană care va încerca să vă manipuleze și trebuie să vă protejați. Și cred că veți închide comunicarea cu o persoană. Văd că veți fi satisfăcuți, da? Și chiar văd abundență în viața noastră, echilibru emoțional, cifra 9, 5, taur, fecioară, poate avea un rol important în viața noastră, scorpion. Și chiar... semn de aer, gem în balanță, vărsător, poate la locul de muncă, la nivel mental, cu cine veți intra în contact într-o instituție sau din familia dumneavoastră aici, va trebui să vă protejați, pentru că este o persoană care va încerca să vă provoace, să vă sfideze, să spunem așa, și va încerca să vă intimideze prin modul său de a fi, prin modul său de a acționa, de a vorbi. Dar văd aici că... va încerca și să vă producă un dezechilibru emoțional. Văd că dumneavoastră sunteți înțelepți și va trebui să fiți înțelepți în această situație. Sunteți o persoană cu valori și principii, dragii mei, și văd că e nevoie de moralitate și chiar să aveți încredere în judecata dumneavoastră sau în spiritualitate.
Trebuie să fiți înțelepți vis-a-vis de această persoană cu care veți intra în contact, da? Poate fi la nivel de instituție sau în grupurile dumneavoastră unde poate va trebui să rezolvați anumite documente. Cu cine veți intra în contact, în legătură, va fi o persoană acolo care vă va răspunde poate într-un mod mai tăios. Haideți să vedem ce vă spun îngerii, dragii mei tauri. Spune că vei fi nevoit sau vei lua o hotărâre să schimbi direcția. Aici zice că schimbările care tu le trăiești sunt directe, divină, pentru a reînnoi disponibilitatea ta și a deschide inima iubirii și la ghidarea angelică. Ești pregătit și ești protejat în prezent și în viitor. Deci urmează acest drum până vei obține dorința și se va îndeplini această dorință. Poate unii dintre voi, cineva vă va spune, dacă sunteți într-o relație, persoana iubită vă va spune clar că dorește un copil. Pentru alții, cineva aici va schimba direcția în ce privește proiectele sale. Cineva aici poate va rămâne însărcinată sau vă va spune clar pe față că vrea să rămână însărcinată, să aibă un copil. Sau alții, poate veți schimba direcția la locul de muncă sau în viața dumneavoastră, poate veți începe un nou proiect sau veți elimina pe cineva din viața dumneavoastră și vă veți ocupa de copilul dumneavoastră sau o călătorie, poate fi vești de la drum, da? Văd o schimbare de direcție care va duce la ca dorința dumneavoastră să se îndeplinească. Foarte, foarte frumos. Dacă ai trăit o problemă în ce privește starea ta emoțională, văd că se va schimba această situație în viața ta și îți vei deschide inima mai mult în ce privește iubirea și vei avea ghidare divină și vei fi protejat în ce privește iubirea, în ce privește dragostea sau copiii tăi. Da. Și aici văd că e posibil și să te sfătuiești cu cineva în ce privește o persoană antipatică, să spunem așa. Sau vei lua tu o hotărâre să schimbi direcția, să schimbi macazul, să schimbi dorința. Și vei fi mulțumit. Da? Vei fi pregătit și vei primi ghidare divină. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Aștept mesajul dumneavoastră și să ne vedem cu bine data viitoare. V-am pupat, la revedere, sănătate! Voi trece la zodia săgetător. Haideți să vedem pentru zodia săgetător, 23 februarie, zi de vineri. Ce va fi în această zi? Cum va fi această zi pentru zodia săgetător? Pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei care mă urmăresc. Mulțumesc! Haideți să vedem. Aici văd o alegere pe care trebuie să o luați și văd că vă veți urma inima, vă veți urma sufletul în ce privește iubirea, în ce privește pasiunile dumneavoastră. Veți face o alegere, văd persoane născute într-o zi de 6, zodia Gemeni, zodia Săgetător. Veți face o alegere și cred că vă veți urma inima în această zi, în ce privește relația de cuplu sau în ce privește un parteneriat, o colaborare sau pasiunile dumneavoastră. Aici va trebui să faceți o alegere și văd că iubirea va veni în viața dumneavoastră. Dacă n-a venit deja, văd că va veni, va intra. Sau aveți o dorință în inima voastră și va trebui să faceți o alegere. Poate la locul de muncă sau în ce privește cu colegii dumneavoastră la școală, la universitate, curs, nu știu, dar aici sau cu partenerul, partenera, văd că veți face o alegere pentru a colabora cu cineva sau pentru a învăța ceva nou. Văd că în ce privește sau văd că pentru studiile dumneavoastră sau un curs profesional veți crește, veți evolua, veți construi succes, un succes și văd că veți colabora chiar și la locul de muncă, într-un parteneriat sau în echipă și văd că sunteți foarte determinați să ajungeți acolo unde v-ați dori sau să atingeți un target. Da, văd că veți fi foarte atenți la detalii, văd că veți fi foarte ambițioși, veți colabora cu alte persoane și veți evolua. Văd noi oportunități pentru dumneavoastră, foarte multe emoții, văd o iubire romantică la locul din muncă sau din partea colegilor,
Văd că veți, chiar veți avea mai multă intuiție și vă veți deschide inima sau veți simți mai multe emoții pentru voi și chiar o fericire pură. Vedeți câte culori aici, veți fi fericiți, da, dragii mei, vă veți deschide inima. Și chiar intuiție veți avea, oportunități în iubire, romanticism în iubire, emoții plăcute, foarte, foarte frumoasă zi, persoane născute în semne de apă, scorpion, pești, semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Veți colabora cu aceste persoane, veți face alegeri pentru a învăța poate ceva nou sau pentru a evolua la locul de muncă. Dar văd că va fi foarte multă armonie, plăcere, satisfacție, dar și un nou început pentru dumneavoastră. Un nou drum, o nouă cale, binecuvântări, oportunități, dar și abundență. Haideți să vedem ce vă spun îngerii. Văd că vă veți ocupa de copii sau de copilul dumneavoastră interior, vă veți asculta mai mult intuiția, creativitatea. Zice că ai foarte mult la inima ta copiii și ei îți schimbă în același mod această iubire. Toți copiii și chiar copilul tău interior cer iubire, afect și atenție. Noi putem să eliberăm și să deschidem această inimă, a face în modul ca tu să dedici mai mult timp și energie copiilor care au nevoie de tine. În această zi, cred că te vei ocupa de copii sau de copilul tău interior și vei face ceea ce îți place să faci sau vei face activități cu frați, copii sau persoane mai tinere. Sau vei fi mai curios sau mai copilăros de fire în această zi. Vei fi mai relaxat, mai, cum să zic eu, echilibrat pentru a colabora cu alte persoane, pentru a te ocupa de copilul tău interior. Vei fi mai copilăros, da? Te vei deschide, îți vei deschide inima. Și zice că nu ai de ce să-ți fie frică, că ești în siguranță și că această situație este sub perfecta controlului divin a providenței, al ordinii universale. Trebuie doar să ai gânduri și emoții iubitoare, să te asiguri că totul va merge în cel mai bun mod posibil și să lași să treacă energia prin tine și cu tine, da? Pentru că văd aici pace. Vei primi semne din partea divinității, vei primi chiar și mesaje intuitive. Nu trebuie să-ți fie frică. Văd că ești un înger pe pământ sau ai protecția îngerilor și trebuie doar să gândești pozitiv, da? Și să ai emoții de iubire. Pentru că în acest mod dorința ta se va îndeplini. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere, numai bine, sănătate!